Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Marcu, capitolul 4. Voi citi de la versetele 35 la 41. Evanghelia după Marcu, capitolul 4. De la versetele 35 la 41, pagina în Biblie 966, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis: să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla, și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: cine este acesta? De el ascultă chiar și vântul și marea. Amin. De multe ori, când citim aceste pasaje biblice, noi, predicatorii, obișnuim să menționăm și să spunem: cred că le cunoașteți, cred că le cunoaștem. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de viața Mântuitorului Iisus Hristos în timpul activității Lui pe pământ ca om. Este experiența apostolilor cu Domnul lor, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Cuvântul acesta însă este și pentru noi, este pentru toate generațiile, pentru că în acea profeție mare și dreaptă și neplăcută pe care a făcut-o Mântuitorul în Ioan 16:33, când a spus: în lume veți avea necazuri, ne vom găsi fiecare dintre noi, în furtună vom fi fiecare dintre noi. Și atunci când suntem în furtună, reacționăm diferit. Cine studiază această întâmplare în relatările evangheliștilor, în principiu, ucenicii, cei 12, la aceeași încercare, în aceeași corabie, cu același domn, pe aceeași furtună, au reacționat diferit. Deci, încă o dată, în aceeași corabie, pe aceeași mare, în aceeași furtună, cu același domn, au reacționat diferit. Unii mustrând pe Domnul, ca și în acest pasaj, Marcu 4:38. Deci unii reacționează mustrând. Alții, în aceeași situație, în aceeași circumstanță de necaz, de încercare, de furtună, de ispită, reacționează fără credință. Luca 8:24, cuvântul Domnului spune că unii dintre ei au spus: Învățătorule, Învățătorule, pierim! Nici o șansă. Alții însă reacționează cu un duc de rugăciune. În Matei 8:25, cuvântul Domnului spune că s-au îndreptat spre Domnul și au spus: Doamne, scapă-ne, că pierim. Cu Iisus în corabie, frați și surori, cu Iisus în familie, cu Iisus în viața personală, cu Iisus în business, cu Iisus în viața de biserică, cu Iisus în viața de orice latură ar fi ea, niciodată nu ni s-a promis și nu suntem scutiți de furtună. Dar cu Iisus în corabie întotdeauna avem siguranță și ajungere la destinație. Nu scutire de furtună, siguranță și ajungere la destinație. Problema este cu noi, cu reacțiile noastre, cu felul în care noi ne comportăm în timpul furtunii. În această seară,
În concluzia închinării noastre aici și pentru zidirea noastră sufletească, voi veni cu un mesaj pe care l-am intitulat Furtună și calm. Furtună și calm. Și cred că mesajul acesta se potrivește condiției tale personale. Cred că se va potrivi familiei tale. Mesajul acesta se va potrivi stării bisericii, Emanuel. Mesajul acesta se va potrivi ție, care ne asculți și ne urmărești pe internet, ori ne asculți la radio. Mesajul acesta mi se potrivește mie. Este cuvântul lui Dumnezeu care se adresează oricărei generații și oricărei circumstanțe. Și vom vedea trei aspecte distincte. În primul rând, furtună și valuri. Furtună și valuri. Și când ne uităm la pasajul acesta, atunci când a izbucnit furtuna, atunci când ucenicii au fost amenințați cu moartea, atunci când abilitățile lor de marinari, de oameni obișnuiți cu marea, nu i-a mai ajutat, au trăit două experiențe distincte la care au făcut apoi reacția. Primul este furtuna din afară. Versetul 37, partea 1, cuvântul Domnului spune: s-a stârnit o mare furtună de vânt. De unde a venit aceasta? De unde a venit? Din afară. Și într-adevăr așa este viața. Loviturile vin foarte mult din afară. Foarte mult din afară. Vești din afară, care ne cutremură. Amenințări din afară, care ne sperie. Falimente în jur și apoi ne gândim că e rândul nostru. Știri despre copiii noștri. Ca unii care trăim aici în emigrație, departe de țara în care ne-am născut cei mai mulți, putem auzi vești zguduitoare din România. A murit mama, a murit tata, a murit fratele, a murit sora, în accident, în comă. Știri despre prieteni, știri inventate, pentru că există și latura aceasta, nu? A invenției de știri, a diversiunii. Și lucrurile acestea când vin te iau de pe picioare. Ele vin ca un vânt puternic împotriva ta, ca un vânt puternic împotriva casei tale, ca un vânt puternic împotriva mea sau a familiei mele, ca un vânt puternic împotriva bisericii Emanuel. Câte lucruri rele n-am auzit noi despre noi, câte lucruri rele n-am auzit despre mine. Vorba lui David, ce nu mi-a trecut vreodată prin cap sau prin minte. Câte vânturi de felul acesta n-au suflat despre tine. Furtuna are această dimensiune. Ea este o lovitură puternică din afară. Și diavolul, care este maestru în furtună, nu ca să-l laud, dar știe să lovească, inventează tot felul de vânturi, tot felul de știri, tot felul de circumstanțe care să vină împotriva ta sau împotriva mea. De ce credeți că Duhul Domnului l-a inspirat pe Apostolul Pavel să scrie Efeseni, capitolul 6, de la versetele 10 până la 18? Spune: voi să stați tari ca să puteți să rezistați loviturilor și săgeților celui rău. De unde vin săgețile? Afară, în direcția cealaltă. Necazul însă este că nu numai de afară vin furtunile, nu numai de afară vin furtunile, este o altă dimensiune la furtună, este în interior, este în interior, valurile din lăuntru, valurile din lăuntru. Uitați-vă la partea a doua, versetului 37, deci o furtună de vânt care arunca valuri unde? În corabie. Arunca valuri în corabie. Marea problemă a multora este aceasta, că vântul de afară tulbură înăuntru. Vântul de afară face valuri pe mare, mișcă marea. Vântul de afară îți clatină casa. Dacă ai primit un telefon, l-am văzut pe soțul tău, am văzut pe soția ta, am văzut pe copiii tăi, face vâlvă în casă, nu este așa? Face tensiune în casă, face probleme în casă.
Când de afară vin tot felul de zvonuri, când de afară suflă vânturi puternice, când de afară suflă uragane, când de afară suflă vijelii împotriva ta sau împotriva casei tale, ori împotriva business-ului tău, ori împotriva bisericii în care te închini, împotriva bisericii Emanuel, necazul nostru este că valurile se fac în lăuntru. Și dacă nu poți să umbli pe valuri, dacă nu putem controla valurile, atunci avem probleme. Și valurile acestea pot să fie înăuntru păcat, pot să fie neînțelegeri, pot să fie partide, pot să fie certuri, pot să fie neîncrederi, pot să fie nescociri de tipul celor din Proverbe, capitolul 6, care sunt foarte la modă. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetul. Răutate este în inima lui, urzește lucruri rele într-una, stârnește certuri. De aceea, nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. Și auziți acum, 6 lucruri urește Domnul, chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Este așa sau nu este așa? Așa este. Astea fac valuri. Și când valurile acestea nu le mai putem controla, corabia se începe să se scufunde. Orice abilitate ai avea atunci, începi să te clatini. Poate să te cheme Sfântul Petru și Sfântul Andrei și Sfântul Toma, începi să te clatini. Pentru că valurile din lăuntru sunt foarte periculoase. La vânturile de afară, la invențiile de afară, la născocirile de afară, la loviturile de afară. La lovitura de afară și la valul dinăuntru se produce reacție în interior. Care este reacția? Deci reacția la furtună și valuri. Versetul 38. Și el dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Când au început să se afunde, să se umple corabia, să se sperie, să-și vadă neputința, atunci au strigat către Domnul. Observați dumneavoastră una din greșelile mari pe care noi le facem. Am făcut-o de multe ori. Casa mea a făcut-o de multe ori. Una din greșelile pe care, ascultă bine în această seară, tu le-ai făcut și casa ta, noi le-am făcut ca biserică, voi le-ați făcut, aceia ce vă închinați cu noi la internet. Una din greșelile mari pe care le facem este aceasta. În Psalmul 32 cu versetul 6, cuvântul Domnului spune limpede, este scris negru pe alb, dar este scris alb de la Dumnezeu, pentru că a vorbit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea orice om evlavios să se roage ție când? La vreme potrivită. Și apoi chiar de s-ar vărsa valuri mari, nu-l vor atinge. Dar dacă ne merge bine, nu suntem vegheatori. Dacă ne merge bine, ne lățim. Dacă ne merge bine, uităm de Domnul. Dacă ne merge bine, uităm să facem ajutor la un necăjit. Dacă ne merge bine, nu băgăm în seamă pe semenul nostru. Dacă ne merge bine, nu ne place să venim la casa lui Dumnezeu. Dacă ne merge bine, ne plac mai mult vacanțele. Dacă ne merge bine, mai bine stăm la meciuri. Dacă ne merge bine, mai bine facem altceva. La vreme potrivită, trebuie să ne pregătim pentru furtună, frați și surori. Dar nu veghem. Și atunci ne prind. Și când ne prind, intrăm în panică. Învățătorule, pierim! Nu-ți pasă că pierim! Însă, avem un Domn bun care a zis, dacă nu te-ai rugat la vreme potrivită, Psalmul 50 cu 15, cheamă-mă și în ziua necazului, căci eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. 1 Petru 5 cu 7, aruncați asupra lui îngrijorările voastre, căci el știe să îngrijească de voi.
Evrei 13:6, cuvântul Domnului de asemenea spune, 13:5, căci El însuși a spus, cu niciun chip n-am să vă las, cu niciun chip n-am să vă părăsesc. Vestea bună pe care o am pentru Biserica Emanuel, vestea bună pe care o am pentru casa ta, vestea bună pe care o am pentru business-ul tău, vestea bună pe care o am pentru familia ta, vestea bună pe care o am pentru tine personal, vestea bună pe care o am pentru tine de departe și pentru tine de aproape, este aceasta. Cheamă-L măcar acum în ziua necazului. Nu sta nepăsător și nu te uita și te întreba, oare ce vine de aici încolo, oare ce lovitură se mai pregătește. Haidem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, oprește-i loviturile, oprește valurile, pentru că ai putere să-L trimiți pe cel rău în adânc înainte de vreme. Doamne, stinge-i furtuna. Se poate. Dar dacă numai tot stăm și așteptăm să fim loviți, să vă aduc aminte ce scrie în Scriptură, în Matei 18. Cei mai mulți nu înțeleg ce citesc în această verset. Și cei mai mulți, nu este o insultă. Și eu îți spun, tu ești Petru. Așa cum tu ai spus că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu spun, tu ești Petru, numele tău este schimbat, vei fi o stâncă de aici încolo. Și pe această piatră, nu este pe ceea ce spun bisericile istorice, pe Petru, ci pe adevărul pe care l-a rostit el, pe acest adevăr, că eu sunt Hristosul, voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor biruiu-o. Dar uitați ce scrie aici, frați și surori. Nu scrie acolo și nu spune Iisus Hristos că biserica mea trebuie să aștepte, să aștepte, să aștepte ca iadul să vină să o lovească. Iisus i-a spus invers, voi zidi o biserică agresivă în fața căreia porțile locuinței morților nu vor putea să stea. Poarta e statică, frați și surori, biserica e în acțiune, poarta e fixată, biserica este ca o știre, are un berbec puternic în față, se duce și lovește în această poartă. Nu-i stă în față porții locuinței morților rugăciune, nu-i stă în față porții locuinței morților postul, nu-i stă în față porții locuinței morților unitatea, nu ne poate sta în față cel rău, fiindcă mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume, dar trebuie să ne unim. Yeah. Dar trebuie să ne unim. De aceea vă invit să fim agresivi. Nu să urâm, agresivi la rugăciune, agresivi la post, agresivi la slujire, agresivi la cântare, agresivi la sta împreună înaintea lui Dumnezeu, agresivi porțile locuinței morților trebuie să tremure în fața bisericii și trebuie să cadă. Și trebuie să cadă. Nu trebuie să ne intimidăm și nu trebuie să te intimidezi de nimic de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Cheamă-L măcar acum în ziua necazului, să-L chemăm măcar acum în ziua necazului, cheamă-L acum în ziua necazului, pentru că El te va izbăvi, mărit să fie numele Domnului. În al doilea rând, Mântuitorul și problemele noastre. Care a fost intervenția Mântuitorului? Și aș vrea să vezi niște lucruri care poate nu le-ai văzut până acum. Să vedem niște lucruri care ne vor vorbi diferit, așa cum probabil s-a vorbit diferit uitându-te în acest pasaj sau citindu-l de sute de ori, de zeci de ori și n-ai văzut cum îți revelează Duhul Domnului în această seară, pentru că nu eu îți vorbesc, îți vorbește Dumnezeu. Uitați-vă împreună cu mine, frați și surori, la două lucruri pe care le face Mântuitorul cu problemele noastre. Primul lucru, El rezolvă cauza, nu plânsul nostru. El rezolvă cauza, nu plânsul nostru. Uitați-vă din nou în cuvântul Domnului împreună cu mine, versetul 39, partea 1. El, uitați, fiți atenți acum, ca să înțelegeți ce spun, să înțelegem ce scrie în Scriptură. Învățătorule, învățătorule, pierim! Învățătorule, învățătorule, nu-ți pasă că pierim! Ei strigau, ei plângeau, Doamne, Doamne, Doamne! Unii mai ziceau, Doamne, alții, nicio speranță, alții mustrau pe Dumnezeu! Iisus a spus, hey guys, nu e problema plânsul vostru. Problema este ceea ce v-a cauzat acest plâns. Și ce scrie aici? El s-a sculat și a certat vântul, pentru că Domnul se ocupă de cauză prima dată. Ce v-a adus în starea aceasta? Ce a adus viața ta unde ești? Ce patimă te robește? Ce a adus familia în condiția în care se află?
Ce cultivați în casa voastră? Ce a adus slăbiciune spirituală în viața ta? Cu ce te-ai ocupat de ajuns unde ai ajuns? Ce a adus starea aceasta pipernicită? Ce a adus orbirea aceasta ta? Ce a adus faptul că tu nu mai auzi cuvântul lui Dumnezeu? Nu mai auzi plânsul săracului? Nu mai auzi plânsul soției sau plânsul soțului? Ce te face de nu mai vezi nevoia de pace în biserică? Ce te face? Am să mă ocup eu de cauză dacă voi nu o vedeți. Și Domnul se ocupă de vânt. Pentru că aceasta trebuiește curățată. Cauza trebuiește îndepărtată. Aceasta trebuiește fixată. Pentru că, uitați-vă, el rezolvă cauza. De ce? Cauza este cea care produce valuri. Vântul a produs valuri. Cauza este ceea ce umple corabia. Vântul. Cauza este ceea ce aduce amenințare cu scufundarea. Cauza este cea care, vântul, care provoacă frica, care provoacă panica, care provoacă chiar moartea. Cauza este ceea ce provoacă rupere. Cauza este ceea ce provoacă divorț. Cauza. Care este cauza? De cauză se ocupă Dumnezeu. Dacă ne rugăm lui Dumnezeu, curățește El toate cauzele. Curățește El toate cauzele. Îndepărtează El toate cauzele. Și apoi face cel de-al doilea lucru. El vindecă efectul cauzei. Și asta este ceea ce se vorbește în lume. Cauză și efect. Cauza este aceasta. Uitați, lovesc cu pumnul. Efectul, ați auzit un sunet. După ce a avut grijă de mână, vindecă efectul. Vindecă efectul. Uitați-vă care este. Cât de înfuriată era marea. Să-i omoare. Cât de plină era corabia, să se scufunde, cât de mare era panica lor, pierim, toți erau peste cap. Dar el a vindecat efectul și marea s-a liniștit. Efectul acela de tulburare, efectul acela de teamă, efectul acela de deziluzie. Efectul acela, eu nu știu, efectul acela de nu știu încotro te duci, efectul acela de pierderea direcției, efectul acela de aiureală, efectul acela de a rămâne în drum, șchiopătând de amândouă picioarele. Dumnezeu liniștește, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că este un Dumnezeu care știe să liniștească. Dar trebuie să se ocupe de cauză prima dată. Trebuie să se ocupe de cauză prima dată. Și se uită în viața mea și se uită în viața ta. Se uită în business-ul tău, se uită în școala ta. Se uită în planurile tale, se uită în lucrarea pe care o faci pentru Dumnezeu. Și orice cauză care provoacă furtună, orice vânt, orice cauză care stârnește valuri, care îți face panică, care te duce departe de Dumnezeu, care te trimite departe de casa lui Dumnezeu, Dumnezeu o va curăți. Este trist să te aducă Dumnezeu altfel în casa lui Dumnezeu, este trist. Dar mai bine să te aducă în felul acesta decât să te pierzi și să te duci în iad. Nu este așa? Mai bine. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, puterea Mântuitorului nostru în furtună. Este o putere întreită. Cum se vede puterea aceasta? Se vede în primul rând în răspuns pe măsura nevoii sau neputinței. Versetul 39. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă îl rugăm pentru furtună, puterea lui pentru furtună. Dacă îl rugăm pentru pace, puterea lui este pentru pace. Pentru ce îl rugăm, pentru aceea răspunde. Ia-l acolo, îndepărtează cauza și liniștește. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu mare. Poate că v-am spus cândva, cu ani în urmă, o să vă ajute să vă aduc aminte acum, cum zice Pavel, este bine să vă amintești, pentru noi că este mai ușor. Predicam în România, în Petroșani. Cred că avem pe cineva din Petroșani aici, nu? Putem vorbi împotriva lor, că nu-s mulți. A predicat trei zile în Petroșani. Duminică seara trebuia să conclud închinarea acolo, slujirea cu frații și apoi noaptea, pe la 12, aveam trenul să plec la București și să fiu la institut, să predau luni, toată ziua. Și am anunțat că facem rugăciuni și ungeri cu un dilemn în numele Domnului Iisus Hristos. Au
venit poate ca niciodată în oraș până în momentul acela. Era iarnă, era februarie, un frig teribil. Însă oamenii când caută pe Dumnezeu rabdă și frigul și rabdă toate. Curtea bisericii, unde era și lângă râul, cred că Jiu sau nu știu ce trece pe acolo, în frigul acela, oamenii stăteau afară cu un difuzor să asculte Evanghelia. Era ceva de neînțeles să stai în frigul acela 2-3 ore. La urmă, am zis că să facem rugăciuni și ungeri cu un de lemn. Dar când am chemat în față la rugăciune și ungere cu un de lemn, cred că au ieșit vreo 200-300 de oameni în față. Dacă mă rugam pentru fiecare, pierdeam trenul. Mă vorbesc omenește. Nu puteam să mă rog. Nici nu puteai să te miști printre ei, pentru că n-aveai unde să te miști. Era mic, era strâmtă biserica. Și atunci Duhul Domnului mi-a vorbit, m-a luminat cum să rezolv problema. Am vorbit cu fratele păstor și am zis, facem altceva, am să anunț eu în biserică. Am zis, fraților, credeți că Dumnezeu este aici? Toți au spus, da. Uitați, eu nu mă pot ruga pentru dumneavoastră toți, v-am promis că mă rog pentru toți. Dar nici nu mă pot mișca pentru dumneavoastră și mi-ar lua foarte mult timp. Însă vreau să mă rog pentru fiecare. Așa cum stăm, puneți mâna dreaptă pe umărul drept din fața omului sau persoane care este în fața dumneavoastră. Fiecare. Ne rugăm în comun în felul acesta cu toții. Și eu mă țin de mână cu primul care este aici lângă mine. Iar când se termină rugăciunea în comun, am să-l ung pe acesta care este în față cu un de lemn pentru dumneavoastră tot. Și mă rog în numele Domnului Iisus Hristos. Și Domnul lucrează cu puteri și cu minuni. Au fost de acord, m-am bucurat. Ne-am rugat, o rugăciune foarte vie, foarte puternică. Și când a venit timpul să mă rog, s-a terminat rugăciunea în comun, m-am rugat. Și sigur, Duhul Domnului m-a călăuzit. Am început să mă rog împotriva tot felul de duhuri. Și m-am rugat și am zis, Doamne, în clipa aceasta mustru pentru totdeauna duhul de homosexualitate. Și îți mulțumesc pentru biruință. Și păstorul este martor, frate și surori. Când am spus lucrul acesta și am spus amin, i-au căzut jos după amvon. Puterea mea fizică, de la brâu în sus, ca și paralizat, mi-a căzut trupul și am căzut jos. Păstorul, fratele Ilie Traian și cu încă un frate diacon care era lângă el, m-au ridicat și m-au pus pe bancă și m-au aranjat să stau ca să nu se spere biserica de mine acum. Pentru că eu care m-am rugat pentru ei am picat eu jos. S-a plecat să ne și a zis, ce s-a întâmplat? Și am zis, nu știu, cred că am paralizat. Au început să plângă. Și am zis, uite, nu-i lăsa pe frat să vină la mine să vorbească cu mine, că nu știu ce se întâmplă în continuare. Spune-le că trebuie să prind trenul, că mă grăbesc. Și dacă vedeți că nu mă pot mișca, duceți-mă la spital. A spus, fratele Gog se grăbește, ne-a rugat, mulțumim Domnul, mergi acasă. S-au dus, fratele, ar fi vrut să vorbească, știți dumneavoastră cum este. Unul n-a vrut să plece. A rămas și a zis, eu nu plec până nu vorbesc cu domnul pastor. În timpul acela mi-a revenit din nou puterea în trup și am reușit să mă ridic în picioare. Și am zis, lasă să vină la mine, să vedem ce vrea. Și omul acesta a venit la mine și a zis, domnule pastor, nu mă cunoașteți, nu vă cunosc. Eu să vă spun cine sunt și de ce sunt aici. Eu sunt un homosexual. Sunt student aici la Institutul de Mine. Și știu că boala aceasta cu care am eu este o boală scârboasă, domnul pastor. Am încercat toate felurile să mă tratez, că vreau să scap, vreau să-mi fac și o familie, să am și o viață ca toți oamenii, civilizată. Orice am încercat, n-am reușit. Dar am auzit că este rugăciune aici și că vine cineva și se roagă și am venit și eu. Și știți de ce am rămas? Să vă rugați. Și când v-ați rugat și ați zis, și acum mustru duhul de homosexualism, am rămas să vă spun, domnul pastor, nu știu ce este aceasta, dar mi s-au deschis ochii și am văzut că văd prin tavan. Și nu numai că văd prin tavan, am văzut până în cer.
Și am văzut cum un foc s-a coborât din cer, s-a coborât și a intrat în capul meu și mi s-a oprit până în brâu, până unde mi-am pierdut eu puterea și am căzut jos. Am început să strig, aleluia, ce însemnează aceasta? Și atunci mi-am dat seama și am zis, Dumnezeu te-a eliberat. Cauza perversiunii tale a fost vindecată de Dumnezeu. M-am întâlnit după 2 ani de zile cu el în Baia Mare, era căsătorit și avea un copil deja. Și slujește și acum pe Dumnezeu. Dumnezeu are putere pe măsura nevoii. Taci, fără gură! Noi încearcă să îi te împotrivești. Noi încearcă să argumentezi. El are putere pe măsura nevoii. 2. Pe măsura nevoii, el are putere pe măsura cererii tale. Pe măsura cererii tale. Din nou versetul 39. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare, o liniște mare. Pentru că Domnul are putere peste natură, are putere peste oameni, are putere peste frică, are putere peste moarte, are putere peste amenințarea cu moartea, are putere peste puterea omenească. Dați-mi voie să vă ilustrez, chiar dacă poate că cineva se uită la ceas. Nu ne uităm la ceas, ne uităm la Domnul. Eram student la București și guvernul României, guvernul comunist din vremea aceea, a interzis înaintările construcției bisericii din strada Sebastian, unde fratele Trandafir era păstor. Ne-am dus să ne apucăm de lucru acolo fără permisiune, au venit, ne-au scos de acolo, au vrut să ne închidă pe toți, să ne aresteze pe toți. 3 ani de zile au lăsat biserica ca într-o ruină. Iar primarul de atunci al capitalei, tovarășul Gheorghe Cioară, vrea să crăiască acolo cu ai lui și să facă club pentru copii, club pentru tineret, discotecă. Ne-am rugat ca studenți, cu frate Trandafir, cu biserica, acolo într-o baracă undeva se numea Miulești, ne-am rugat într-una pentru... Și în baraca aceea mică, în anul 1978, a venit un american. Jimmy Carter era președinte. Și a zis omul acesta, eu sunt trimis special al președintelui Carter să văd drepturile omului și drepturile religioase în țara dumneavoastră. Sunt și diacon în biserica în care el este membru. Sunt într-o biserică penticostală, a zis el, și noi baptiștii nu prea le avem cu prorociile. Dar vă spun ce a spus el, că s-au învățat față baptiști de atunci încoace. Dar a zis, eu vreau să fac o prorocie într-o biserică penticostală, zice, una cu ochii deschiși. Sebastian se va construi. Ne-am uitat sceptici la el. Au trecut vreo 3 sau 4 luni de zile, era în 78. Ceaușescu a venit în vizită la Jimmy Carter. Însă omul acesta, cu frică de Dumnezeu, s-a dus la președintele Carter și a zis, vezi când vine, că ăsta e mincinos. Ia-l puțin la întrebări. Și mi-aduc aminte. Cum a sosit înapoi din America, a doua zi a sunat telefonul la fratele Trandafir. Să meargă de urgență la Consiliul de Stat, să meargă la Departamentul Cultelor. S-a dus acolo, în amândouă lucrurile l-a întâmplinat cu această vorbă. Vrei să terminați biserica din Sebastian? Dar de ce nu ne-a spus până acum? Am fost obosiți. Dumnezeu are putere peste puterea omenească, are putere peste natură, are putere peste toate lucrurile. De aceea aș vrea să te încrezi în El. Și apoi 3, având această putere, așteaptă și recunoștință pe măsura ajutorului. Cuvântul Domnului în versetul 41 spune, i-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de a-l ascultă chiar și vântul și marea? Care este recunoștința? Recunoștința este în frică de Domnul, este împărtășie unii cu alții, pentru că împreună au stat acolo, este comunicare, vorbeau împreună unii către alții, este adorare către Dumnezeul gloriei. Cine este acesta de la ascultă și marea și vântul? Este Domnul Iisus Hristos, este Dumnezeul meu,
este Mântuitorul meu, pe care îl iubesc și care știu că îmi poartă de grijă, care știu că îmi răspunde la rugăciune. Este Domnul și Mântuitorul tău, Iisus Hristos, pe care dacă îl crezi, îți poartă de grijă, te ascultă și face minuni pentru tine. Nu despre el scrie Sfânta Scriptură că i s-a dus vestea, i s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor lui. Nu despre el scrie că ne ascultă prin minuni, care e Dumnezeul tuturor marilor îndepărtate ale pământului și ale mării. Ești în furtună? Suntem în furtună? Sunt lucruri de afară care ne lovesc sau te lovesc? Sau îți lovesc casa sau viața personală sau familia sau business-ul? Sunt lucruri din interior. Însă vine Iisus Hristos și când El vine, se ocupă de cauze prima dată. Se ocupă de cauze. Și noi, când vrem să propășim, când vrem să ieșim din impas, trebuie să ne uităm, oare care este cauza de a ajuns aici? N-am uitat noi rugăciunea, frați și surori. N-am uitat noi oare postul. N-am uitat noi apropierea de Domnul. Am să vă pun o întrebare din nou. Este marță rugăciune în biserica aceasta. Biserică, este marță rugăciune în biserica aceasta. Ați uitat-o. Ați uitat-o. Ați uitat-o. Atunci vântul încă suflă. Atunci vântul încă suflă. Mai este loc pentru post în viața noastră? Mai este? Este greu să ne adunăm la post. Este greu. Credeți că mai este ceva ce se poate face pentru Domnul? Eu cred că mai este. Eu cred că purtăm vina multor lucruri. Mai este loc pentru iertare în inima ta? Mai este, nu este așa? Dar suntem gata să ne răzbunăm. Suntem gata să omorâm și pe cei ce lucrează. Să-i strângem de cât. Să tăm cu pietrenii. Mai sunt familii care pot să fie ajutate? Mai sunt. Dar nu ne ocupăm de el. Ne uităm să vedem ce mai vine. Și stăm resemnat să vedem cine ne mai lovește. În loc să fim o biserică agresivă. Nu avem berbeci ca pe vremea romanilor, din lemn și din bronz. Avem puterea cuvântului cu noi. Și avem prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în noi. Oare este scris degeaba în Scripturi că este mai mare cel ce este în noi decât cel ce este în lume? Avem puterea și privilegiul cel mai mare și nu-l folosim. Și nu-l folosim. Însă avem un Domn care are grijă de noi. Dacă nu curățăm noi cauza, ca să liniștească el efectul, o va curăța-o el. Și când el curăță, să știți că doare. Când el curăță, trebuie să taie, pentru că așa spune. Voi sunteți mlădițele. Și pe orice mlădiță care ne aduce roadă, ce face? Atunci curăță el. Și când taie, o să taie din casa mea, din casa ta, din prietenii tăi, din prietenii mei. De aceea, haidem să punem mâna pe pocăință, frați și surori. Pe rugăciune, să nu vorbim numai că este. Haideți să remediem noi cauzele. Haideți să ne zmerim noi la picioarele Domnului. Pentru că pentru noi este scris. Smeriți-vă, dar, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Pentru că la vremea potrivită El să vă înalțe.
Pentru că cine se zmerește este înălțat.